Și Corina, nu se prevede nicio rază de soare deocamdată. Ce s-a mai întâmplat și cine a mai pus paie pe foc în privința cuplului lor? Vedem în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Războiul dintre Oana și Corina continuă cu un nou episod scandalos. Care să fie miza rivalității? Domnișoara Corina să nu uite bârna din ochiul ei și apoi să arate cu degetul spre mine. Uite-te și la tine. Trebuia să fii ca Oana, să invite oameni însurați prin baie. Aici nu sunt bărbați însurați, la hotel nici n-am ieșit din cameră. Ce bărbați însurați? Să se diferească Dumnezeu de o așa persoană. Da, mai ales pe mine. De persoane cum sunteți tu și mama ta să mă ferească Dumnezeu toată viața. Ți-am zis de atâtea ori să încetezi. Întotdeauna face așa cu mine. Acum nu iar cadiu. În a doua emisiune să vezi ce o să spun. La momentul potrivit. Dar poți să spui ce vrei, Traian. Dar nu vorbește cu tine. Ești vorbești cu Corina. De ce vorbești și mă soară? Nu vorbește despre noi. Vorbești despre cine m-a supărat eu în prima emisiune. Te ești dar nu mă jignești cum vrei tu, ai înțeles? Când te băgai discuția noastră, peste ani, probabil se va adresa la fel Corina. Dar ce n-ai n-ai ce să-mi zică mie? Ei sunt toți împotriva mea, ei sunt o forță. Eu sunt zic, cât să mai pot și eu? Lumea ta care te cunoaște pe tine știi ce fel ești tu. Și tu la fel știi ce fel ești. Tu tăi că tu știi ce fel ești. Maică ta la fel. Eu știu că se supără, că și-a mea s-a supărat. Hai încearcă să fii tare, da? Da, eu sunt Mariana, dar apoi e vorba de chestii cu conotații. Tot timpul mă dau cu capul de pereți, niciodată nu mă poți minte. Mi-a mai dat o șansă, ca să ce să mi-o mai dea încă o dată. Sprea zăbogă și așa, dar niciodată nu am făcut glume deplasate. Datorită comportamentului meu am ajuns în punctul în care am ajuns. Eu dispun de susținerea susținătorilor mei, dar ei nu sunt familia mea și știu că ei mă vor aici, dar dacă familia nu mai este de acord să particip la această emisiune, mă voi retrage. Aș putea să fiu respinsă de la anumite grădinițe pe motiv că mă dau la soții mămicilor sau eu știu. Tu ai greșit că ai trimis-o la Traian atunci și de acolo a început toate și o permisia prea mult. Da, tu poate ai trimis-o și ai văzut și-o spus că tu ai zis să facă, să dreagă. Ea știe să se victimizeze în orice situație asta. Este cu capul asupra față. Că a glumit ea cu el și că i-a plăcut, e vina ei, nu e vina mea. Asta îți făcea crizele alea de plâns. Da, bine acum. Ce să spui că n-am plâns teatru. O utopie. Mireasă pentru fiul meu. Discuția a avut loc în timpul unei emisiuni, de fapt mai degrabă într-o pauză de publicitate. Pe acea vreme Traian și Corina erau un cuplu și păreau să lupte împreună pentru a-și apăra imaginea cuplului. Dar luptăm împreună, eu ce nu mi s-a înțeles. Eu lupt împreună. Am fost alături de ea totdeauna. Când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, mi-a zis că nu sunt alături. Dacă tu nu mi-ai spus cum să-ți fiu alături, pentru că iar m-am trezit... Poate mi s-a părut foarte important. Păi ok, dar asta, bine, înțeleg că nu i s-a părut foarte important. Când ele două se șantajau cu două săptămâni în urmă, atunci ea trebuia să știe cu ce mă poate să mai aibă la mână. Putea frumos să mă cheme în baie și închidea la valiera și îmi spunea... Cum faceți de obicei? Nu. Numai voi, toți. Da, ok. Vă pun un exemplu așa. Putea vrei să fii sincer, am înțeles. Poate să închidă la valiera, Traian, vezi, poate să mă scoată cu asta, să știi și tu dinainte. Eu mă trezesc, nu știu, și asta, putea să-i rădim amândoi în față să-i rădim, pentru că eu știam de lucrul ăsta, dar eu nu știam nici de lucrul ăsta. Păi, dacă suntem în cuplu și trebuie să ne spunem toate, mai ales că să știa că o are la mână cu ceva, nu că și eu când îi ziceam, dacă știi ceva despre ea, spune. A, nu spun că... Nu spui de ce? Ți-e frică ca să nu spună ceva despre tine? Vino și spune, vorbim lucrurile. Nu era momentul. Și de asta vreau de seară, că după emisiune, vreau să purtăm o conversație, vreau să avem un dialog și să ne punem de acord ce facem. Totuși, tu păreai foarte sigur pe ceea ce îți spune Corina și luptați amândoi împotriva Oanei, pe care o acuzați ca ea fiind fată fără principii. Păi nu, pe mine m-a deranjat că atunci când am spus și eu ce a făcut, nu a recunoscut. Dar acum chiar nu mai vreau să... Asta țin de trecut, fiecare are un trecut. Eu dacă am fost mai naivă și mi-am...